Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Eu sunt Zeti, vă pe canalul meu Zeti YouTube și astăzi, fraților, continuăm seria în care ne informăm despre un pește și vorbim despre un pește ales de mine sau de voi în comentarii. Astăzi vom începe cu somnul. În seria aceasta cu pește, să vorbim despre pește, nu uitați să dați voi un like, să vă abonați, să facem cât mai repede 1000 de abonați și dați acolo un like, un comentariu. Și ai, hai să vorbim. Somnul. E imposibil să nu fi prins vreodată un somn. Ai că a început și cățelul meu, e bine. Somnul. Este o specie de pește răpitor de talie mare din familia Siluridae. El este răspândit mai ales în Europa Centrală și Europa de Est, dar și în Asia de Vest, putând fi întâlnit în Afganistan sau Kazakhstan. Somnul trăiește frecvent în bălți, lacuri, pe cursuri inferioare al fluviilor mai mari, ca și lacurilor de Vâsane, în Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Carpatică. Peștele preferă locurile adânci cu mâl și ape tulburi, acolo unde e cea mai mare așa, activitate a peștilor de aia micuți, acolo este el să-i agațe. Are un mod de viață mai așa, mai ascuns, mai safe, ieșind seara la vânat, vânând în apele tulburi, când temperatura apei este peste 4 grade. Hrana lui constă mai ales în pești micuți, nu contează mărimea, raci, dar poate ataca și păsări acvatice sau mamifere tinere. Animalele adulte duc în general o viață solitară și un mic pont, el poate depăși 80 de ani. Și acum am deschis calculatorul și am așa un top în față cu cele mai bune momeli la somn. Pe primul loc este peștișorul viu, al doilea râme roșii, al treilea râme albe. De, sincer, de astea n-am auzit deloc râme albe. Sincer, mă scuzați, nu râdeți de mine. Așa. Somnul, uite, mai avem și aici un comentariu. Somnul trage bine și la mate de macrou sau bucăți de macrou congelat. Bună, asta pe loc 4. Coropișniță, lipitori, ficat de porc, combinație la buchet. Cotoiul vecine de la etajul 3. Hai să vedem acum care a fost cel mai mare somn prins pe întreaga planetă, lume. O întâmplare pescărească reală 100% vine din Franța. Un bărbat a prins un somn de 2,74 de metri și a doborât recordul mondial pentru această specie de pește. Acesta avea 160 de kilograme pe data de 16 septembrie. Scuzați și cățelul meu aici pe fundal, dar nicio problemă, asta e la țară. Fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Asta a fost ceva mai scurt ca de obicei. Nu prea am găsit foarte multe detalii pe internet despre acest pește. V-am spus puțin de pe internet și din ce știam eu așa. Și cam atât a fost cu videoul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Pa!